Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale anunță că a pornit o acțiune penală pentru act terorist în urma evoluțiilor în dosarul alertelor false cu bombă. Cu mai multe detalii la acest subiect vine colegul meu, Ion Botnaru. Bună seara, Ion! Te ascultăm cu atenție! Bună seara, Elena! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Potrivit procuraturii, pornirea acestui dosar se datorează procesului de investigație realizat până în prezent privind comunicarea mincinoasă cu bună știință despre prezența explozivelor în diverse locații, care urmăreau scopul intimidării populației sau chiar crearea pericolelor pentru viața și sănătatea cetățenilor. Mai mult, în cadrul urmăririi penale au fost solicitate de la instituțiile vizate de alertele cu bombă, inclusiv cele publice, stabilirea cuantumului prejudiciului. Anterior, oamenii legii au anunțat că sunt mai mulți suspecți atât în țară cât și peste hotare. Procuratura precizează că instituțiile naționale responsabile de investigarea faptelor vor avea posibilitatea să coopereze cu structurile antiteroriste din statele din care s-au solicitat informații anterior la subiectul alertelor false. În cadrul dosarului penal, jurisdicțiilor străine le vor fi expediate solicitările respective. Amintim că Ministerul Afacerilor Interne a propus sporirea pedepsei cu închisoarea și mărirea amenzilor pentru cei care anunță alerte false cu bombă. Totodată, Procuratura Generală a decis examinarea cauzelor penale privind anunțurile false cu bombă într-o procedură unică sub conducerea PCCOCS. Investigațiile în acest dosar continuă. Acestea au fost informațiile. La revedere!